Prima ediție a unui nou târg cu profil agricol Expo Agroutil și-a deschis astăzi în parcarea complexului comercial situat la intrarea pe autostrada Pitești-București. Organizatorii sunt Camera de Comerț și Industrie Argeș, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș, Ministerul Agriculturii, Camera Agricolă APIA Argeș și Direcția pentru Agricultură Argeș. Peste 30 de firme expun aici, de la echipamente și utilaje agricole până la oferirea soluțiilor de finanțare pentru achiziționarea acestora, dar și produse agroalimentare. Este primul târg de acest fel pe care îl organizăm în Argeș și vă mulțumim că participați, mulțumim expozanților și mulțumim producătorilor și comercianților județului Argeș pentru că ei vor fi, sperăm, principalii beneficiari ai acestui târg. Sunt foarte multe idei și am creat așa o mică emulație și din partea primarilor ca anul viitor să pregătim acest târg la o dimensiune și mai mare. Eu cred că pentru județul Argeș un factor important de dezvoltare îl constituie și îl va constitui pe termen mediu și lung sectorul agricol. Și când vorbesc de economie, vorbesc și de agricultură. Unul din punctele forte ale județului care poate fi dezvoltat, în care se pot dezvolta proiecte și putem să sprijinim atât financiar, dar și prin finanțări europene dezvoltarea acestui sector. Târgul este deschis în perioada 15-18 octombrie.